Așa se face cinematografia, cu cap, nu cu pumnul. Am ajuns iar la filmări. Uite mașina lui Tudor. Salut! Astăzi se filmează la halele Grivița și am auzit că e cu bătaie cu ceva și de asta am venit ca să iei, dacă e să iau și eu, că nu mai aveam. Sabin, salut Sabin! E cu bătaie azi? E și cu bătaie, cum să nu, se lasă. Îmi primește și el, dau și ceilalți. A mai rămas ceva și pentru mine? Vedem! Mă duc înainte să prind și o puțin. Hai să vedem cine e pe aici. Intrăm peste ei. Da, și acum bărfeam pe toată lumea și nu se mai poate. Cum ar veni? Bună ziua! Bună ziua! Nu se mai poate. Hello! Am vrut să vă întreb dacă e cu bătaie astăzi, că... Mi-a căzut plata, mă scuzați! Pentru că deja ne se simte, tensiunea e la aer, se poate tăia cu cuțitul. Dar n-avem cuțit. N-avem, tocmai de-aia. Dar facem rost că doar de-aia suntem. Avem minte să folosim figuri de stil, deci... Ești ok? E bine aici? Sunt bine, dar sunt bine și de seară, după bătaie, să nu mai venim niciodată. Păi am venit de acum, în caz că n-aveți saltea. Se face versiune înainte, da, cu fața asta, și o versiune după, să vedem ce moacă avem după. Că... Am auzit eu că o e... O să mă gândesc. Că e groasă. E groasă. Ce moacă aveți după? Se dă. Ne preparăm, ne pregătim. Uite, fetele sunt aici. Stai că nu înțeleg o treabă. Dacă e cu machiaj. Noi te facem mișto, da? Și după el facem. Dar nu te fac băieți acolo la bătaie, adică nu te machiază direct acolo sau? Nu așa se face în cinematografie. Nu e totul ca la televizor. Nu mai credeți orice, doamne. Nu e, știți cum e aia. Cu televizorul am mințit poporul. Exact. Nu e chiar așa. Da. E cu știință. Așa se face cinematografia, cu cap, nu cu pumnul. De unde? Că în film numai cu pumnul ai făcut treaba. Băi, asta e o jignire. Deci asta e o jignire, numai cu pumnul. Dar la actorie s-a uitat cineva. Cine e domnul să-l dăm afară? Vedeți că ați încurcat producția. Stai, unde stăm aici, la visuri, la cheie? Dar nu te consumă cu pregătirea. Nu, păstrează pentru acțiune, să intri în sos, să intri direct în pâine. Dar ce îți place mai mult? De ce? Îmi place că e cu tuns, cu frezat, cu aranjat. Da, asta e partea frumoasă a serialului. E frumos aici în cabină. Aici e frumos, de aici încolo se strică lucrurile, să știți. De aici încolo ce iese? Prost? Deci nu-i de la noi, că aici ați văzut că totul e în regulă. Totul e în regulă. Ce pleacă de aici, după aici... Nu mai e. Bună? Tu cine ești? Ce faci aici la costum? Cu ce te ocupi? Eu sunt Antonia și eu calc haine. Calci haine? Calc haine. Cu stație de călcat, adică nu cu fier. Cu stație de călcat, am acolo de toate și mașină și uscată. Și de fapt oamenii arată bine în film că le pui tu la dispoziție tot ce trebuie, nu? Mhm. Nu mai eu. Cap, și am venit necălcat astăzi. Salut! Te-am prins! La muncă! Salut, băieții! Bebe, să trăiască, domnul Bebe! Băi, ce cauți, băi, iar aici? Iar faci vlogging? Iar fac. Ce faci, mă, omule? Păi, dar pe tine nu te-am prins. Hai, mă prins acum. Îl prind? Bă, deci e cu mardeala astăzi, e cu bătaie sau? Da, azi da. E cu bătaie toată ziua. N-am, a, boxul e în buzunar. Am înțeles. Ia stai, că nici nu mă Deci cu ăla, da, e? Ăsta de care nu. Ziceam că, uite, știi ce înseamnă asta, ăștia patru scheleți? Patru victime. Dacă îți dau una, da, îți mai mor trei de acasă. Oh, bună. Cam asta. Bună. Zic care ți se pare mai șmecher. Dintre cine și cine? Dintre tu ca om și personajul tău din film.
Care bate? Care bate? Da. Mircea Lândoare pe Dodge. Mircea, dar nici nu durează 2 secunde maxim. Cum adică? Mai. Mircea, da, dar și tu pari, adică plecam la fel ca el așa. Păi eu doar par, asta e Mircea Leare. Leare. Salut, domnul regizor. Salut, salut, salut. Ce faceți azi? Bătaie? Da. Acțiune? Bătaie, da. Am venit în caz că n-aveți saltele sau așa de pus pe jos. Am eu. Da, e cea mai grea bătaie de până acum azi. Stai cu puteți noi. Să, puteți să nu contați pe mine dacă e ceva. Poate aia... E bătaia, nu? Cu rângile astea. Asta e final. Salut. Salut, salut! Bătaia unde se întâmplă, ca să știu să nu fiu acolo? Nu știu, Mihai știe. Să stau departe. Bună! Bună, dar ce faceți, domnule? Am venit că am auzit că e cu bătaie și eu știu că am mai luat. Eram ferm convinsă că vii. Și de asta. Eram sigură, sigură, sigură că... Cu saltele, cu tot ce trebuie. Ne pregătim să filmăm o scenă cu bătaie. Trebuie să stau în afara cadrului, să nu mă prindă, că n-o să mai calc pe aici. Și cu atâția mafioși în jur. Deci după ce cade, după ce cade un pic, mă, nu știu ce, da, și după aia rălui puțin. Ca toți trei să vă uitați. Da, da, da. Deci fii atent că-s camera. Cred că-s camera. Da, da. Cred că-s camera. Da, da. Și am zis, vă uitați toți în coro. Da. Toți pentru în că imaginea aia... Toți în cameră, nu uităm, exact, da? Exact, în camera de acolo. Bine, bun. Dar tu joci cu... Joc cu mai multe camere. Hai. Deci îl iei, îl încarci, și îl dai așa lui Tătuțu, exact. Și gata, e mișto. Faci când îl dai, îl încarcă, îi dai pistolul, decajezi tu, da, 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 da. Haideți, haideți la locuri, vă rog. Alo, Paul! Alo, cum e că primești cu mare? Liniște, vă rog! Atenție, motor! Și, acțiune! Deci, semi-întuneric, Tudor vine din colo, o să vedem o siluetă, vine, hei, ești aici, hei, Mircea, ai ajuns? Mircea, ai ajuns, nu vezi, e totul destul de întuneric, te uiți, îți aprinzi lanterna de la telefon, da, okay. Te uiți cu ăla, dar destul de chior, dai, o să dai și prin cameră și așa mai departe, vii, la un moment dat o să te poziționezi cumva la semi, nu chiar, cu spatea semi. Ideea este că momentul în care îți faci apariția, se vor aprinde luminile. Să prinde toată sala, toate se astea, sala. Inclusiv becurile de la locomotivă, inclusiv un super bec în spate și așa mai departe. Bun. În momentul în care s-au prins și tu vii de pe locomotivă. Tân, tân, tân. De pe ea, da? De pe ea și s-a rezolvat. Ok. Cam așa, stați de bordă. Da. Dar, cam așa? Cam așa. Da, ok.
ce trebuie să, la ce trebuie să ajungem este să ajungem în poziția asta, Tudor, ca să apară Dan de aici. Aici o să urmeze niște lucruri foarte deep. Eu fac prima trecură, o fac pe a doua, am sărit și am luat-o pe față. O să sar mai mult la aia când mă feresc. Deci vin aici, te feresc și tu. Vin la cap, te-ai feresc și tu, ai dat, am sărit și am luat-o, da? Da. Noi aici o facem unde avem nevoie. Asta. Faceți unde vreți voi. Păi nu, ca să știm unde... Sunt două de când mai faci tu, da. Sau trei. Una o dai pe partea asta și mă... Da? Exact. Unde e? Bam. Dincolo. Bam. Și la cap mă la plec. Da, dar vezi că dau în față. Nu, exact. E mai periculos să plec. Nu vrei să dai la cap și mă plec? Dă-o pe sus. Că atunci venim așa, către picioarele gol. Te-ai pus, te-ai pus, mi-ai pus piciorul? Da? Mai fixat, da? Da. Sunt aici, da, mâinile. Și acum când o să mă smul, mă duc aici, fac, a plecat mâna, bam, să nu vizi mâine. Adică să nu vizi mâine. Da? În cap, da? Acum mai iau. Bun. Bun. Excelent, da. Uite, dacă luăm footage-ul de la tine... Top repetiția, gata, a tras. Noi descurcăm la DIT-ul ăsta și gata, plecăm acasă. Bine că am venit, dacă nu veneam eu.